Credem. Haideți împreună să lăudăm pe Domnul. Fața ta, numai tu îți dori.
Lăudați să fie Domnule! Îi mulțumim Domnului pentru că El este scutul sufletului nostru. El este Cel care ne-a apărat până aici, El este Cel care ne-a binecuvântat, El este Cel care ne-a ajutat ca și într-o dupămasă, ca și aceasta să fim aici în casa lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, nici unul dintre noi n-am fi fost aici. Dar pentru că Domnul a fost de partea noastră, a fost scutul nostru, a fost sprijinul nostru, a fost sursa binecuvântărilor vieții noastre, noi astăzi suntem aici în casa Lui și suntem cu un singur scop. Știți care este scopul nostru? De a lăuda numele Lui Dumnezeu. Așa începe psalmistul și spune în psalmul 75, te lăudăm, Dumnezeule, te lăudăm, noi care chemăm numele Tău, vestim minunile Tale, amin. Iubiții mei, frați și surori, suntem în seara aceasta aici să-L lăudăm pe Dumnezeu. Suntem în seara aceasta aici să ne închinăm în fața Lui și să vestim minunile Lui Dumnezeu. Să spunem cât de bun a fost Dumnezeu cu noi, cât de mult ne-a binecuvântat Dumnezeu, cât de mult ne-a ocrotit Dumnezeu, ce minuni a făcut Dumnezeu în viața noastră de schimbare, de transformare, de noire a minții, a gândurilor noastre, a vieții noastre, dragii mei. Și suntem aici pentru că Dumnezeu a făcut minunea aceasta, lăudat să fie El. De aceea, iubiții mei, frați și surori, să venim înaintea Domnului, noi care chemăm numele Lui, să venim și să lăudăm pe Domnul, să lăudăm și să-L binecuvântăm. Și în a doua parte, să facem ceea ce spune cuvântul Domnului, noi care chemăm numele Tău, să chemăm numele Domnului peste întreaga adunare, pentru că numele Domnului este ajutor. În numele Domnului este binecuvântare, în numele Domnului este protecție și vrem ca în seara aceasta, în numele Domnului să fim binecuvântați noi de la Elim și toți cei care ne urmăresc în seara aceasta prin intermediul acesta al internetului, să chemăm numele Domnului peste noi toți. Mulțumim, lăudăm și-L binecuvântăm pe Domnul, iar în a doua parte chemăm numele Lui, pentru că numele Lui este iertare, eliberare, binecuvântare și ajutor. Amin. Ne închinăm Domnului.
Iubiți frați și surori, așa cum stăm în picioare, haideți să deschidem cuvântul Domnului în cartea psalmilor și citim din psalmul 75, unde psalmistul vine și spune: Te lăudăm, Dumnezeule, te lăudăm, noi care chemăm numele Tău, vestim minunile Tale. Atunci când va veni vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui, căci eu îi întăresc tâlpii. Eu zic celor ce se fălesc, nu vă făliți, și celor răi, nu ridicați capul sus. Nu vă ridicați capul așa de sus, nu vorbiți cu atâta trufie, căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustiu nu vine înălțarea, ci Dumnezeu este Cel ce judecă. El coboară pe unul și înalță pe altul. În mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toți cei răi de pe pământ sug, îl sorb și îl beau până la fund. Eu însă voi vesti pururi aceste lucruri. Voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov și voi doborâ toate puterile celor răi. Puterile celui neprihănit însă se vor înălța. Amin. Haideți să reocupăm locurile și să mai cântăm într-o cântare spre slava Domnului. Cântarea spune: Ai plătit un preț să-mi dai viață, să trăiesc prin har azi mântuit. N-am cuvinte, Doamne, să-ți pot spune cât de drag îmi ești și-s fericit. Yeah.
Iubiți frați și surori, aș vrea să continuăm să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune și să ne rugăm Domnului ca ceea ce am cântat în momentele acestea, ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața noastră. Spune cuvântul lui Dumnezeu, eu însă voi vesti pururi aceste lucruri, voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov și voi dobori toate puterile celor răi. Puterile celui neprihănit însă se vor înălța. Amin. Iubiții mei, frați și surori, aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm Domnului ca să putem primi putere de la Dumnezeu. Avem nevoie de putere de a-L mărturisi pe Domnul, fiecare dintre noi. Pentru ca să poți să cânți pentru slava lui Dumnezeu și să poți să porți laudele Domnului, ai nevoie de putere, ai nevoie de ungere. Să poți să te ridici în numele Domnului și să transmiți un mesaj din partea lui Dumnezeu, din cuvântul Domnului, este nevoie de putere. Este nevoie de cuvânt, de ungere din partea lui Dumnezeu. Noi toți suntem oameni și suntem cu slăbiciuni fiecare dintre noi. Dar cel care este sursa binecuvântărilor, cel care este izvorul de apă vie, cel care poate să ne ajute pe fiecare dintre noi, este Dumnezeu. Este Dumnezeu și noi, după masa aceasta, vrem să venim înaintea Lui și să rugăm pe Dumnezeu, pentru că spune, puterile celui neprihănit însă se vor înălța. Avem nevoie să ne ajute Dumnezeu să rămânem în neprihănire, să rămânem la îndemâna lui Dumnezeu pentru ca să putem merge din putere în putere. Și fiecare dintre noi, dragii mei, să rămânem acolo unde Dumnezeu ne-a chemat, unde ne-a așezat, ca să putem astfel să facem lucrarea lui Dumnezeu și să stăm la îndemâna Domnului. În prima parte a rugăciunii vrem să stăm înaintea Domnului, așa cum am spus, să primim putere și ungere din partea Lui. Pentru că în lucrarea în care Dumnezeu ne-a chemat și ne-a așezat pe fiecare dintre noi, avem nevoie de această putere. Iar în a doua parte, dragii mei, pentru că luna aceasta postim și ne rugăm Domnului pentru rodire, aș vrea ca să rodim prin Duhul Sfânt. Să cânta aici și spunea, voia Ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea. Și să rodim roada Duhului Sfânt în viața noastră, fiecare dintre noi. Haideți dar să ne ridicăm în picioare și cu gândurile acestea să venim înaintea lui Dumnezeu. Știu că de multe ori poate am obosit în slujire. De multe ori poate ai spus în mintea ta, în inima ta, măi, dar parcă e prea mult. Să mai facă și alții, dar alții nu mai sunt. În seara aceasta, Dumnezeu te-a chemat pe tine, tu trebuie să faci. Ai nevoie de putere. Roagă-L pe Domnul să te întărească, să-ți mărească credința, puterile și să mergi înainte ca lucrarea Domnului să propășească și numele Lui să fie proslăvit. Amin. Ne rugăm Domnului.
Iubiți frați și surori, haideți să continuăm să mai stăm înaintea Domnului într-o rugăciune și în rugăciunea aceasta să prezentăm nevoile fraților și surorilor care au venit și au scris un bilet aici la altarul casei Domnului. Un cuvânt de încurajare pentru noi în seara aceasta este din Epistola lui Pavel către Filipeni, din capitolul 4, versetul 6, unde spune: Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Amin. Dragii mei, frați și surori, haideți ca toate cauzele acestea să le ducem înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu le cunoaște, Dumnezeu le știe. Și tu ai scris un bilet în seara aceasta și ai o problemă de sănătate, ai o problemă în familie, ai o problemă la locul de muncă, ai o problemă, nu știu, cu vecinii. Haideți să prezentăm toate situațiile acestea înaintea lui Dumnezeu și să le implicăm pe Dumnezeu, să rugăm pe Domnul: Doamne, intervină Tu, lucrează Tu. David, când avea probleme cu dușmanii, cu cei care vreau să-i facă rău, care căuta să-l omoare, știi ce spunea David? Doamne, luptă-te Tu cu cei care se luptă cu mine. Și David îl implica pe Dumnezeu în nevoile lui, în problemele lui. Haideți și noi în seara aceasta să-L implicăm pe Dumnezeu, să-i spunem: Doamne, doctorii au dat un diagnostic, doctorii au pus un verdict, dar Tu ești medicul suprem. Tu poți să Te atingi, Tu poți să vindeci, Doamne, Tu poți să reglezi tensiunea, diabetul, Tu poți să faci, Doamne, ca toate lucrurile să fie normale cum au fost și până acum. Haideți ca în numele Domnului să ne rugăm și să punem numele Domnului peste aceste probleme, cauze și peste inima ta și viața ta, peste situația ta care poate n-ai scris un bilet, dar în seara aceasta Domnul este aici să-ți facă bine. În numele Lui ne vom ruga și Domnul se va atinge. Amin. Cu toții ne închinăm Domnului. Amin. Ne bucurăm că și în această dupămasă, prin harul lui Dumnezeu, frați, surori, prieteni și oaspeți, suntem din nou aici, în acest lăcaș de cult, primitor și binecuvântat de Domnul pentru toți cei care Îl caută, să nu fie un loc pustiu, ci să fie un loc plin de prezența Lui. Amin. Să fie un loc al îndurării, al milei și bunătății lui Dumnezeu, în care, intrând aici oameni cu probleme, cu nevoi, cu apăsări, să găsească tihnă, să găsească liniște,
să găsească un cuvânt de binecuvântare, să găsească o atingere specială din partea lui Dumnezeu. E minunat când Dumnezeu atinge prin Duhul Lui. Când Domnul lucrează, se înviorează totul, dragii mei. Unde e prezent El, este prezentă binecuvântarea cerului și a pământului. Slăvit să fie numele Domnului. Atât de minunat este când suntem împreună. Atât de frumos este poporul Domnului când se roagă. Ce priveliște înălțătoare! Ce priveliște minunată este când vezi un număr așa de mare de oameni că se roagă. N-am clădit case mari ca să fie goale. Am clădit case de rugăciune să fie poporul Domnului acolo. Dar atât e de frumos când toți cântăm, dragii mei. Oprește-te câteodată din când. Ascultă cum sună. Privește-i pe cei ce cântă. Niciunul nu cântă forțat. Niciunul nu cântă că cineva îl obligă. Cântăm că îl iubim pe Domnul. Ne închinăm pentru că El este Domnul și Mântuitorul nostru. Și tot ce facem, facem din dragoste pentru El. Slăviți să fie numele Domnului. Vă rog să reocupați locurile. Bine ați venit. Și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare în slujirea din această seară. Să o facem cu bucurie, ca pentru Domnul, ca înaintea Domnului, cinstindu-L și onorându-L din toată inima noastră. Haideți să ascultăm fanfara care s-a pregătit, care dorește să laude pe Domnul. Spunea că nimic forțat, nimic împins de la spate. Totul trebuie să curgă din inimile noastre, ca apa din izvor, așa trebuie să curgă. Domnul să ne binecuvinteze. Fanfara onorează pe Domnul, iar apoi se pregătește corul. Iar după cor, surioara Diana, cum dorește un cer, a pregătit și ea această cântare pentru slava Domnului și Domnul să o binecuvinteze, după care un grup apoi dorește să cânte în prezența ta, O Doamne, e pace. Așa este. Domnul să fie slăvit. Amin.
izvor de apă, așa eu te doresc. Tu ești singura mea dorință, să te laud eu tânjesc. Tu mi-ești scut și tăria mea și ție-ți dau toată inima. Tu ești singura mea dorință, să te laud eu tânjesc. Doamne, e pace. În prezența ta, o Doamne, e liniște. În prezența ta, o Doamne, îmi dai putere ca să trec prin încercare mai ușor. În prezența ta, o Doamne, e pace. În prezența ta, o Doamne, e liniște. În prezența ta, o Doamne, dai putere ca să trec prin încercare mai ușor. Ajutorul meu, Domnul meu, te am numai pe tine. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al tău. Domnul meu, mă cred în tine. Tu ești stânca mea și ajutorul meu, Domnul meu, te am numai pe tine.
Doamne, ești al meu și eu sunt tot al tău. Doamne, fă-mă în prezența ta să intru. Doamne, fă-mă să iubesc prezența ta. Continuă să laude pe Domnul, iar apoi și sora Lidia, e mult prea scumpă veșnicia. Thank you.
Câteva anunțuri și în această dupămasă, frați, surori. Mâine seară, la ora 18, continuă întâlnirea de rugăciune, stăruință în vederea botezului și a umplerii cu Duhul Sfânt. Pentru ziua de duminică, de sâmbătă, de fapt, aș vrea să invit aici în față doi tineri, pe Aureliana din familia Covaci și pe Remus din familia Chiș. Sunt cei doi membri ai bisericii noastre care sâmbătă la ora 14, ora 2 după masă, vor păși aici la altarul casei Domnului. Vrei să vii, Aureliana, mai încoace? Uite, cele fetele de acolo nu te văd. Și vor să te vadă și ele. Domnișoara doctor, o veni vremea să căsătorească, Remus este fericitul, Domnul să-i binecuvinteze, deci sâmbătă, la ora 14, vor păși aici la altarul casei Domnului, în postura de mire și mireasă, în vederea binecuvântării privind viața de familie. Ne bucurăm mult pentru ei, Domnul să-i binecuvinteze, să aibă o familie fericită, împlinită cu binecuvântări de la Domnul. Amin. Puteți să ocupați locurile și toți cei care puteți și doriți, vă invităm să fiți prezenți la serviciul de cununie al celor doi de aici de la Elim. Iar apoi pentru duminică, dar de fapt sâmbătă spre duminică, în noaptea respectivă, se schimbă ora. Cred că nu dăm înainte, ci înapoi ceasul, nu? Așa că trebuie să avem grijă să nu venim nici prea devreme, dar nici prea târziu. S-ar putea să venim dimineață prea devreme, iar seara prea târziu. De aceea este bine să fim în ordine, ca să venim la timpul potrivit. Domnul să ne binecuvinteze. Iar apoi, duminică dimineața de la 9 la 10 timp de rugăciune, iar de la 10 la 12 serviciu divin, în cadrul căruia are loc binecuvântările noilor născuți. Iar după masă, ora 18, din nou vom avea serviciu divin. Cam acestea sunt anunțurile, dar le închei totuși, pentru că venind azi la biserică am găsit aici pe masa noastră de la Amvon noul număr al revistei Elim, numărul 106. Colectivul de redacție au fost cei care s-au străduit să-l scoată și tocmai ce titlu i-au dat, Vremea Secerișului. Păi octombrie e chiar Vremea Secerișului. De aceea toți cei care doriți să aveți această revistă, să o citiți, să o studiați, în care sunt prezentate multe din activitățile biserice, dar nu toate. O parte dintre ele care trebuie să fie o cărțulie mai groasă, dacă îmi trece totul, dar o parte dintre ele și ne vom strădui să mai scoatem încă una posibil și cu evenimentele care vor avea loc luna viitoare. Toți le puteți găsi revista la standul de cărți, să o aveți, numai când o privești, parcă te luminezi. Uitați! Și ai dat o nuanță frumoasă, chiar mâna prin grâu, așa cum plutește, e ceva tare frumos. Sperăm că totul să fie, n-am apucat să citesc niciun rând din ea, dar m-am uitat la copertă și îmi place cum arată. Domnul să binecuvinteze pe toți cei care au lucrat la această revistă și să binecuvinteze Domnul pe toți cei care doresc să o citească, cât și pe cei care nu mai au posibilitate să o aibă. Domnul să fie cu toți! Iar acum, frați și surori, vă invit să ne ridicăm pentru că urmează să avem colecta din această dupămasă și îl invit pe fratele Nicu Moroșan să rostească rugăciunea de binecuvântare privind închinarea noastră cu darurile de bunăvoie. Iar apoi vom deschide Scriptura la pagina 554, cartea tot psalm, dar în prima parte a psalmilor, psalmul 2, îl vom cita după ce ne rugăm prin fratele Moroșan în vederea binecuvântării, lucrării de închinare cu darurile de bunăvoie. Tată Sfânt din cer și Dumnezeu din veșnicii, din nou venim înaintea Ta în duc de rugăciune, Doamne, și vrem ca să-Ți mulțumim încă o dată că avem posibilitatea aceasta să fim prezenți în casa Ta, în locul acesta, unde Tu, Doamne, Te prezinți și stai de vorbă cu poporul Tău. Îți mulțumim pentru toți cei prezenți, Doamne. Dorim ca binecuvântarea Ta să fie peste noi. Ne rugăm și pentru cei care n-au putut să ajungă din anumite motive obiective. Te rog să-i binecuvintezi acolo unde se află, fie că sunt acasă cu
anumite probleme sau la servici. Doamne, dorim ca binecuvântarea Ta să ne însoțească. Acum Te rog să binecuvintezi și lucrarea aceasta, Doamne, de a strânge darurile de bunăvoie. Te rog să ne binecuvintezi pe fiecare dintre noi, Doamne, fie că sunt salariați, fie că sunt pensionari, fie că sunt tineri care au diferite activități. Doamne, Te rog să ne porți de grijă tuturor, Doamne, fă să nu ducem lipsă de niciun bine, să fim mulțumitori pentru toate. Te rugăm în continuare să binecuvintezi cuvântul din această dupămasă, Doamne, fă ca el să fie ca o hrană pentru sufletele noastre. Îți mulțumim, Doamne, și ne încredințăm în brațele Tale și Te rugăm să fii și să rămâi cu noi de acum și până în veci. Amin. Chiar de s-ar clătina pământul și marea în valul ei ar spumega, Iisus va fi la fel, El nu se va schimba. Iisus va fi la fel, El nu se va schimba. Să urmărim cuvântul Domnului, cităm Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în cerul râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește curgia sa zicând, totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul, Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă, ferice de toți cât se încred în el. Amin. Rostim și de această dată rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta,
facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne lăsa duși în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Surioara Lidia, laudă pe Domnul cu cântarea, iar apoi ascultăm cuvântul Domnului rostit prin fratele Daniel Enache, după care apoi din nou corul va mai sluji cu o cântare. S-o petrești nepăsător, e mult prea scumpă orice clipă, s-o lasă să treacă fără spor. E mult prea scumpă orice clipă, s-o lasă Torni
versul cântării ne prezenta un mare adevăr. E mult prea scumpă viața aceasta ca să o petrecem fără folos. E mult prea scumpă. Și cineva definea viața ca fiind suma alegerilor pe care un om le face în viața lui. Suma tuturor alegerilor reprezintă viața, spunea cineva. Și într-un anume sens, viața omului este un drum, un drum pe care la fiecare pas ne stau înaintea noastră alegeri pe care fiecare dintre noi suntem îndemnați să le facem. Însă și prezența noastră în această seară în casa lui Dumnezeu la Elim este rezultatul unei alegeri pe care fiecare dintre noi am luat-o. Alegerea aceasta de a fi în prezența lui Dumnezeu, de a fi împărtășie unii cu alții, de a fi în casa lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu ne spune ferice de cei ce sunt în casa ta, pentru că ei tot mai pot să te laude. Și mai mult prețuiește, mai mult face o zi în casa Domnului decât 1000 în alte locuri. Și de aceea e mult prea scumpă viața aceasta ca să o irosim, să o consumăm în lucruri fără de folos. Puteam să fim în multe alte locuri în această după-amiază, dar mulțumim lui Dumnezeu că prin Duhul lui cel Sfânt, El a fost acela care ne-a pus împreună, ne-a dus la olaltă în Sfântul Său locaș. Și Dumnezeu are un plan și Dumnezeu are un cuvânt pentru fiecare dintre noi și ne rugăm ca El, prin Duhul lui cel Sfânt, să fie acela care să ne vorbească nouă tuturor. Psalmul 2, care a fost citit, este un psalm apropiat de Psalmul 1, nu doar ca și poziție, ci apropiat și ca subiect. Dacă Psalmul 1 începe prin a spune ferice de omul și prezintă această fericire la un nivel personal pentru un anume om care are o anumită atitudine, o anumită trăire, o anumită datorie pe care trebuie să-și o împlinească în viața aceasta, Psalmul 2 se încheie prin a spune ferice de toți cât se încred în El. Dumnezeu extinde această fericire de la un nivel personal, El care a venit să dea fericirea tuturor oamenilor într-un mod personal și El este sursa fericirii fiecărui om, dar în același timp El este fericirea tuturor oamenilor și El a venit pentru ca toți oamenii să intre în această fericire a lui Dumnezeu. Și fie ca Dumnezeu în această seară să binecuvinteze pe oricine ar fi venit în locul acesta cu această fericire de a se încrede în Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă o realitate și citind acest psalm, parcă citești ceva din buletinele de știri ale vremurilor pe care noi le trăim astăzi. Începe acest psalm prin a spune, pentru ce se întărâtă neamule și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte. Vedem o mare învolburată a lumii în care trăim. Vedem un tumult al popoarelor din jurul nostru. Vedem atâta zbucium, atâta zbatere, atâta luptă în jurul nostru. Și psalmistul în urmă cu aproape 3000 de ani reușește să surprindă această realitate a vremurilor pe care noi astăzi, într-un mod profetic, le trăim, împlinindu-se sub ochii noștri. În această seară, titlul pe care l-am pus acestui mesaj din Cartea Psalmilor, din Psalmul 2, este între calea noastră și calea lui Dumnezeu. Și poate cineva se va întreba și va spune, frate, de unde ai scos-o asta cu calea noastră? Cuvântul lui Dumnezeu prezintă, dați cinste fiului ca să nu se mânie, versetul 12, și să nu pieriți pe calea voastră. Realitatea vieții omului pe acest pământ este că este o cale a noastră, este o cale a omului. O cale a omului și această cale, cuvântul lui Dumnezeu o descrie ca o cale a răzvrătirii, o cale a rebeliunii, o cale în care omul ridică pumnul fățiș înaintea lui Dumnezeu și se împotrivește lui Dumnezeu. Și dacă nu se împotrivește, îl ignoră pe Dumnezeu. Și mai mult ca oricând, vremurile pe care noi le trăim astăzi sunt vremuri în care vedem această răzvrătire la toate nivelurile societății împotriva lui Dumnezeu, a unsului său, a persoanei sale, a principiilor sale. O lume care legiferează totul împotriva lui Dumnezeu. O lume pe care cuvântul lui Dumnezeu o descrie ca fiind o lume care contestă domnia unsului. Contestă domnia și suveranitatea lui Dumnezeu. O lume motivată de această răzvrătire, de această rebeliune fățișă. Motivația adâncă a fiecărui om, fără de Dumnezeu, care îi se împotrivește lui Dumnezeu, este că nu acceptă supunerea sub autoritatea lui Dumnezeu.
Și omul vrea să fie el propriul lui stăpân, să-și țină frâiele în propriile lui mâini. Și astăzi asta este promovat, asta este ridicat la rang de virtute, la rang de filozofie de bază a omului modern, a perioadei postmoderne în care noi trăim. Omul propriul lui stăpân, omul pe tronul vieții lui. Pe când cuvântul lui Dumnezeu ne spune, totuși eu am muns pe împăratul meu. Un om care motivația lui adâncă este aceea de a contesta domnia și suveranitatea lui Dumnezeu peste viața lui. Și un astfel de om, vedem, suportă consecințele alegerilor lui. Pentru că rezultatul și istoria vieții fiecărui om este dată de ceea ce se întâmplă ca și consecință alegerii lui. Manifestarea acestei răzvrătiri ne spune cuvântul lui Dumnezeu că este nu doar în atitudine, și spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru ce se întărâtă în cugetul lor. Este o manifestare atât în cuget, în toată fibra, în toată ființa, în toată complexitatea ființei umane. Omul este într-o stare de răzvrătire, de rebeliune înaintea lui Dumnezeu. Și este o contestare a lui Dumnezeu în atitudine, în cuget. Pentru ce cugetă? În adânc. Dacă altă dată în vremea lui Noe, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Noe, popoarele și populația din vremea lui, descrie cuvântul lui Dumnezeu atât de clar starea vremii de atunci. Oamenii, în trăirea lor, prin toate întocmirile gândurilor lor, erau îndreptate în fiecare zi, numai și numai și numai spre rău. Un om care stă cu spatele la Dumnezeu, un om care circulă pe contrasens cu Dumnezeu, este un om care este vrășmaș cu Dumnezeu. Este un om care este îndreptat în fiecare zi nu spre bine, ci spre rău, din rău și mai rău. Pentru că despărțiți de Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu, despărțiți de mine, nu puteți face nimic bun. Rele putem să facem, dar despărțiți de Dumnezeu, orice lucru bun este departe de fiecare dintre noi. Nu doar în atitudine, ci și în afirmație și, spune cuvântul lui Dumnezeu, domnitorii se sfătuiesc. Nu doar în cuget, ci și în cuvânt. Nu este suficient că ei gândesc lucrurile acestea, ci le verbalizează în jurul celorlalți. O astfel de manifestare a fost atunci, este și astăzi. Oamenii astăzi își permit să discute absolut orice împotriva lui Dumnezeu, să afirme absolut orice. Spunea Albert Einstein la un moment dat, într-una dintre scrisorile care a trimis-o când se afla unui prieten în New Jersey, profesor de filozofie. Și această scrisoare a fost prezentată și evaluată și vândută la o casă de licitații. Dacă la început a fost evaluată la vreun milion, un milion jumate de dolari, a ajuns să vândă cu aproape dublu, 2.900.000 de dolari. Pe acest bilet, această scrisoare pe care Einstein a trimis-o unui filozof, un profesor de la New Jersey, de la universitate, și a spus, Dumnezeu este produsul slăbiciunii umane. Nu doar că gândesc lucrurile acestea, ci le verbalizează, le scriu, și astăzi este atâta literatură împotriva lui Dumnezeu. Toată media, oarecum, într-o proporție covârșitoare, ne îndreaptă într-o altă direcție decât spre Dumnezeu. Lumea din jurul nostru este o lume care merge cu pași repezi în spatele lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu, într-o stare de răzvrătire. Mă întreb, Einstein, la primele clipe după ce a plecat din viața aceasta, a mai putut el să susțină ceea ce a afirmat și a susținut cu tărie? În primele 5 clipe când ai pășit în veșnicie, mai poți să susții că Dumnezeu este produsul slăbiciunii umane? Nici de cum, pentru că ajungi să stai în fața celui care este drept și sfânt, care este veșnic, care este suveran. Această contestare nu este doar în atitudine, cuget, nu doar în afirmații, și spune cuvântul lui Dumnezeu, domnitorii se sfătuiesc, nu doar în cuvânt, ci ei merg mai departe și trec la acțiune, spune cuvântul lui Dumnezeu, în comportament. Împărații pământului se răscoală. Și vedem toate aceste mișcări care au loc în lumea noastră, toate au un singur scop. Dacă împărații și domnitorii lumii, conducătorii lumii de altă dată și conducătorii lumii de astăzi, de-a lungul istoriei, în fiecare generație, au fost divizați, au fost împărți, nu s-au înțeles
Și bine ar fi fost să înțeleagă asupra unor teme importante pe care lumea de astăzi, de care lumea de astăzi are nevoie. Ci ei s-au înțeles și se înțeleg când este vorba și se aliniază și se înmănunchează împreună doar atunci când trebuie să ia poziție împotriva unsului. Te uiți în Uniunea Europeană, legile pe care le dau atunci când este vorba de economie, atunci când este vorba de orice altceva, sunt discuții, nu se înțeleg. Dar atunci când este vorba de a legifera, de a redefini familia, toți la unison sunt împreună. De atunci când este vorba de a ataca suveranitatea și instituțiile și principiile și moralitatea pe care o prezintă și o instituie caracterul lui Dumnezeu. Ori de câte ori omul are de-a face cu Dumnezeu, este împotrivă și este această unitate pe care o vedem și în lumea de astăzi. Te uiți popoarele din jur împotriva poporului lui Dumnezeu. Și întotdeauna, dacă în vremea Domnului Iisus Hristos a fost această unitate, Pilat nu-și vorbea cu Irod, nu se înțelegeau. Conducătorii romani disprețuiau pe liderii evreilor pe care îi dominau și în ale căror teritorii erau așezați. Dar îi vedem că au dat mâna împreună atunci când a fost vorba să-L răstignească pe unsul, pe Domnul Iisus Hristos. Întotdeauna forțele întunericului întotdeauna se vor uni împotriva Fiului lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu însuși. Și este această manifestare care merge în acțiune. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, este o cale. Și aceasta este calea noastră. Încă de la prima alegere pe care primii oameni au făcut-o în Eden, oamenii și-au ales o cale pe care să meargă. Și-au ales calea pe care să meargă. O cale a neascultării. O cale indiferenței față de porunca lui Dumnezeu. Și această cale, vedem ce consecințe dezastruoase a dus în umanitate. Calea aceasta a nesocotirii cuvântului lui Dumnezeu, a nesocotirii prezenței și persoanei Domnului Iisus Hristos și a lui Dumnezeu. Ce consecințe dezastruoase aduce în lume? Toate războaiele, toate molimele, toate problemele care astăzi sunt în lume și pe care le vedem în jurul nostru și pe care mulți dintre noi le gustăm în vremea de astăzi, sunt o consecință a alegerii de atunci. Dar oamenii de-a lungul timpului, atât pe pagine Scripturii și toți ceilalți, au stat în fața unor alegeri și citim în cuvântul lui Dumnezeu și nu voi intra în a prezenta aceste texte, dar voi enumera câteva dintre aceste personaje și calea pe care au avut-o. Ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre o cale în epistola lui Iuda, scurta epistola lui Iuda, ne vorbește despre o cale a lui Cain, o cale a invidiei, o cale a invidiei, o cale care a sfârșit, o cale a uciderii. Calea uciderii, calea noastră. Să nu pieriți pe calea voastră, spune cuvântul lui Dumnezeu. O cale a lui Balaam, o cale în care el a iubit plata fără de legii, o cale a lăcomiei, o cale a slujirii lui Mamona, cu orice preț, călcând peste orice percept moral și sfânt al lui Dumnezeu. O cale a slujirii lui Mamona. Și astăzi, adepții lui Mamona sunt poate la lucru. Sau sunt în altă parte, al doilea job, să mai adune un leu în plus. Și nu sunt pe scaunele care astăzi sunt goale aici. De ce? Pentru că urmează o astfel de cale. Calea lui Balaam, fiul lui Beor, care a iubit plata fără de legii, spune cuvântul lui Dumnezeu. O cale a lui Core, a fiilor lui Core. O cale care a dus la moarte, o cale a mândriei, a aroganței, a invidiei. O, sunt atâția care sunt atinși de această cale și care umblă cu pași repezi pe această cale, se uită și privesc, spunea psalmistul în psalmul care a fost citit duminică, se uită și privesc de sus, cu râd și privesc cu asuprire de sus și zic, este această cale, este calea omului, calea omului fără de Dumnezeu, calea omului care a ales să întoarcă spatele lui Dumnezeu, este o cale a noastră, calea lui Ieroboam, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că a fost o cale urâtă înaintea lui Dumnezeu, o cale a idolatriei, o cale care l-a înlocuit pe Dumnezeu. Și Nicolae Iorga spunea la un moment dat că omul l-a închis în biserică pe Dumnezeu ca să poată să facă ce vrea el afară. Și sunt așa de mulți care urmează calea aceasta. O cale în care Dumnezeu e prezent, dar e prezent doar după ce a intrat aici. Nu este un Dumnezeu pentru toată săptămâna, este un Dumnezeu de duminică, un Dumnezeu de ziua șaptea. Dumnezeul nostru vrea să fie prezent tot timpul și întotdeauna cu fiecare dintre noi. Să fie în noi și să fie cu noi. Pentru că El a spus și iată că eu sunt cu voi. Când? Numai duminica? Numai joi seara? Numai marțea la rugăciune? Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Și este promisiunea Lui, este cuvântul Lui pe care El ține să și-L păzească cu strictețe. Este o cale, calea lui Ieroboam, calea lui Ahab. O
calea păcatului, a neascultării, a rebeliunii, a răzvrătirii fățișe, pe care o condamnă cuvântul lui Dumnezeu. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu și despre Avram, că el și casa lui au umblat pe calea plăcută lui Dumnezeu. Ne spune despre un Caleb care a ales și era însuflețit de un alt duh, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și el a avut o cale frumoasă, plăcută înaintea lui Dumnezeu, a umblat în ascultare de Domnul. Este o cale, o cale omului. Și calea omului, vedem consecințele pe care le-a adus. Unde a dus calea lui Cain? A dus la crimă, la ucidere. Unde a dus calea lui Balaam? La o despărțire definitivă de Dumnezeu. Ireconciliabil înaintea lui Dumnezeu. Un om care a avut revelația lui Dumnezeu. Un om care a avut cuvânt din partea lui Dumnezeu. Un om care a cunoscut despre Dumnezeu. Dar nu l-a cunoscut pe Dumnezeu așa cum era el. Și omul acesta privește de departe la sfârșitul vieții lui și spune: o, dacă aș muri și eu de moartea celor neprihăniți, a poporului Israel, privea spre poporul Israel, admira, dar era un prea târziu pentru el. El a ales deja pe ce cale să umble. Nu poți să mori de moartea celor neprihăniți dacă n-ai trăit viața celor neprihăniți, dacă n-ai trăit în poporul celor neprihăniți. Nu te-ai lipit și nu te-ai dat de partea Domnului. Este o cale a omului, o cale de răzvrătire, o cale de contestare, o cale în care omul și-a luat soarta în propriile lui mâini. Și astăzi sunt așa de multe căi. Unde duce? Unde a dus calea ta? Într-un mod personal, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: ferice de omul. În această seară aș vrea într-un duc de cercetare să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne uităm la calea noastră. Psalmistul la un moment dat a spus: Doamne, privește pe ce cale sunt și dacă nu sunt pe calea cea bună, ia-mă și pune-mă pe calea veșniciei. Este nevoie mereu și mereu, din timp în timp, să ne uităm: suntem noi pe cale? Cum suntem noi pe cale? În umblarea aceasta, în calea aceasta, în umblarea pe calea curăției. Unde suntem noi în relația noastră cu Dumnezeu? Pentru că psalmul acesta ne vorbește despre atitudinea omului în fața Dumnezeului suveran. Este o lume care ne cinstește pe Dumnezeu. Este o lume care îl contestă pe Dumnezeu. Este o lume care merge pe contrasens cu Dumnezeu. Și este calea omului fără de Dumnezeu. O cale care, ne uităm în jurul nostru, oamenii aleg calea băuturii, calea alcoolului. Ce consecințe aduce această cale pentru fiecare dintre oameni? Care sunt consecințele care decurg din a merge pe această cale și merg milioane și milioane? Suntem ca și poporul român, unul dintre cele mai în topul consumatorilor de alcool din Europa, din Uniunea Europeană și chiar de pe glob, spunea cineva, ca și consumator de alcool. Popor creștin, o cale alcoolului. Și calea aceasta ce aduce? Ciroză, aduce cancer, aduce boală, aduce nebunie și aduce distrugere și ruină. Unde duce calea alcoolului? Calea drogurilor. Până mai ceva ani în urmă nu prea auzeam, dar astăzi parcă peste tot auzi. Calea aceasta drogurilor, în care omul alege să-și ascundă identitatea lui, să-și caute fericirea lui pe această cale a drogului. Unde a dus această cale și unde duce această cale? La distrugere nu doar a ta, ci și a celor din jurul tău. Fizică, mentală, financiară, din toate punctele de vedere. Este o ruină totală. Calea omului. Calea omului fără de Dumnezeu duce și întotdeauna și mereu, numai și numai spre rău. Calea păcatului întotdeauna este o cale care duce la moarte. Întotdeauna. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că plata păcatului este moartea. Dar în același timp, în fața noastră stau alegeri și putem alege calea pe care trebuie și vrem să urmăm în această lume. Este o cale a omului, a rebeliunii, a răzvrătirii înaintea lui Dumnezeu. Dar în același timp, cuvântul lui Dumnezeu în versetul 12 ne prezintă un mare adevăr. În lumea aceasta în care omul și-a luat soarta în propriile lui mâini, Dumnezeu în dragostea și în bunătatea Lui, în harul Lui, a venit să traseze o cale, o cale a salvării. Spune cuvântul lui Dumnezeu: voi vesti hotărârea Lui, vorbește versetul 7. Mai înainte de acest verset, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: cel ce șade în ceruri, râde, Domnul își bate joc de ei. Este un cuvânt și versetul acesta nu este ca și o motivație, ca și o permisiune pentru a-și bate joc cineva sau a râde de altcineva. Nu, nici de cum. Dumnezeu se uită la nebunia omului care este ca și praful pe o cumpănă, care este un abur care se ridică puțin de el și apoi piere, care este o nimica înaintea lui.
de a ridica pumnul înaintea lui Dumnezeu, creatura să stea în fața Creatorului și să-L sfideze prin indiferența, prin ignoranța, prin aroganța Lui, prin atitudinea și prin trăirea Lui de zi cu zi, prin faptele Lui. Și Dumnezeu, uitându-se la această atitudine, și este imaginea pe care Dumnezeu dintotdeauna o vede din ceruri spre pământ. Este această imagine în care El se uită la oameni care se frământă, care se tulbură, care încep să facă planuri, urzesc, se unesc. Și în final, această unire, spune cuvântul lui Dumnezeu, că ea va concluziona într-o unire a tuturor conducătorilor pământului uniți sub unul numit Anticrist, cel rău, care va sta înaintea lui Dumnezeu și va contesta domnia lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El va fi acela care îl va zdrobi cu toiagul mâniei Lui. Astăzi, înaintea noastră, nu stă toiagul mâniei lui Dumnezeu. Chiar dacă în acest pasaj cuvântul lui Dumnezeu, un pasaj care este profetic, care este scatologic, un pasaj care este cristologic, spune cuvântul lui Dumnezeu, apoi în mânia Lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa tuturor celor care se răscoală înaintea Lui, care se răzvrătesc, care batjocoresc domnia Lui, care ne socotesc pe Dumnezeu. Este o zi a mâniei și a urgiei lui Dumnezeu, pe care cuvântul lui Dumnezeu o prezintă, chiar dacă în multe locuri nu se mai predică, nu se mai vorbește. Cuvântul lui Dumnezeu mereu și mereu prezintă această realitate. Toți cei răi, toți cei care vor ignora, toți cei care nu vor accepta să dea de partea Domnului, să intre sub toiagul milei lui Dumnezeu, vor avea parte de toiagul mâniei lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în mânia Lui le vorbește. Și este o zi în care, spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci când se va arăta El, împărații pământului, cei mari, cei tari, cei puternici, oamenii zilei, vor fugi spre munți, spune cuvântul lui Dumnezeu, și vor striga, cădeți peste noi, căci a venit ce? Mânia mielului. Astăzi, mielul lui Dumnezeu aduce mântuire. Și El a venit, la întâia Lui venire, a venit cu milă și cu smerenie, dar se va întoarce cu mânie și cu slavă. Și credeul creștin vine și spune să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Este o zi a mâniei și a urgiei lui Dumnezeu. Dar astăzi, harul lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu este cea care te cheamă la pocăință, la o întoarcere, a-ți redirecționa calea. Cuvântul lui Dumnezeu în cartea Proverbe vine și spune multe căi par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Am stat meditând la mesajul acesta și m-am gândit până la întâlnirea cu Domnul, unde ducea calea mea? N-am putut să mă uit pe traiectoria vieții mele și să văd pașii mei până la momentul în care a fost un moment zero, moment al întâlnirii cu Domnul. Unde ducea calea lui Daniel? Calea lui Daniel inevitabil ducea la moarte, ca și calea fiecăruia dintre noi. Multe căi par bune omului și astăzi filozofia modernă a vremii în care noi trăim, în care oamenii vin și spun, dar păi nu contează cum crezi. Dar păi nu contează ce crezi. Cu credințele astea multe ale lumii, toți oamenii cred în ceva și cred cumva în cineva. Este ca și cu cărările care urcă pe versantul unui munte. Important e, nu contează din ce parte a muntelui urci. Important e că ajungi în vârf. Și hindușii pe calea lor, și musulmanii pe calea lor, și confucioniștii pe calea lor, și ateii pe calea lor. Toți într-un final ne vom întâlni acolo și vom fi fericiți sus în vârful muntelui cu Dumnezeu. Cât de demonică este această învățătură. Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune, multe căi par bune omului. Și par bune la început, pare bună și calea alcoolului și calea curviei pentru unii, care pare bună și calea fumatului și calea jocurilor de noroc, o cale ușoară pentru îmbogățire, pentru a-ți împlini și a fi fericit. Pe când cuvântul lui Dumnezeu concluzionează și spune, ferice nu de toți care câștigă, nu tot de toți care au bani, nu de toți care au o poziție, ferice de toți cât se încred în El. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Este o cale a omului, o cale a omului fără de Dumnezeu. Și chiar dacă pare bună la început, atrăgătoare, pentru că diavolul știe să mascheze și să ambaleze sub ambalajul cel mai strălucitor, cea mai mizerabilă otravă. Cea mai mizerabilă otravă. Și omul gustă din ea, și așa cum spune poetul creștin, și când le guși pe toate rând pe rând, rămâi tot mai înfometat și mai flămând. Și mai însetat și mai flămând. Este o cale a omului. Și noi pe acest pământ, ca și oameni, venim în această lume și avem această alegere care stă în fața fiecărui om. Este între calea noastră și calea lui Dumnezeu. În această seară nu știu cine ești care a venit în casa lui Dumnezeu. Eu nu te cunosc. Poate ești un prieten care ai umblat până acum pe calea ta.
Ai ales și ai căutat pe calea ta să ai împlinire, să ai fericire, să ai bucurie, să ai ceea ce-ți dorești. Și ai realizat că pas cu pas fiecare treaptă a căii tale nici de cum nu te-a dus în direcția pe care tu te-ai așteptat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dați cinste Fiului. Și sunt câteva imperative pe care cuvântul lui Dumnezeu le folosește aici, în a-L cinsti pe Fiul. În imperative ale credinței, ale încrederii în El. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, acum dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură. Și întreaga ființă omului este angrenată în această cinstire a Fiului. Cuvântul lui Dumnezeu, într-o altă traducere mai fidelă, spune, dați o sărutare sfântă Fiului. Dați cinste Fiului, dați o sărutare sfântă Fiului. Iubiți pe Fiul. Iubiți pe Fiul. Ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. Căci mânia Lui este gata să se aprindă. În lumea aceasta în care noi am venit, slăvim și binecuvântăm pe Domnul că în fața căii noastre, la răscruce de drum, Dumnezeu ne iasă înainte fiecăruia în parte. Și această seară este o seară, un moment în care Dumnezeu îți iasă înainte. Și prin Duhul lui cel Sfânt te cheamă să cercetezi starea, umblarea ta. Pe ce cale ai fost până acum? Pe ce cale ai umblat până acum? Care a fost calea? Unde te-a dus ea până astăzi? Unde ești astăzi? Pentru că înaintea ta stă oferta de nerefuzat a căii lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că în ultima seară Domnul Iisus Hristos, aflându-se cu ucenicii, în odaia de sus a avut un discurs memorabil și erau îngrijorați, erau întristați și la un moment dat le-a spus să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi fost așa, eu v-aș fi spus. Dar eu mă duc la Tatăl ca să vă pregătesc un loc. Acolo unde mă duc eu să fiți și voi dinpreună cu mine. Și Toma este cel la care intrigat pune o întrebare. Doamne, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea înspre acolo? Și este Domnul Iisus Hristos și această întrebare îi dă posibilitatea Fiului lui Dumnezeu, a singurului care este calea lui Dumnezeu pentru noi. Să ofere cele mai valoroase adevăruri care au fost vreodată rostite în universul acesta. Și este această afirmație cuprinsă în Ioan 14. Eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. El este calea. Calea pe care omul poate să ajungă la Dumnezeu. Nu este calea pe care noi fiecare, prin faptele noastre, prin meritele noastre, prin înțelepciunea, prin filozofiile noastre, prin religiile noastre, prin cultele noastre, încercăm să ne cocoțăm la Dumnezeu. Calea pe care omul ajunge la Dumnezeu este calea pe care Dumnezeu s-a coborât la om. Și această cale nu este un cult. Această cale nu este o învățătură, nu este o dogmă. Această cale este o persoană și acea persoană este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. De aceea cuvântul lui Dumnezeu vine și strigă cu 3000 de ani înainte. Dați-i cinste Fiului! Iubiți-L pe Fiul! Cinstiți-L pe Fiul! Prin închinarea voastră? Prin trăirea voastră? Prin umblarea voastră? Prin viața voastră? Pentru că El este vrednic să fie cinstit, El este vrednic să fie iubit, El este vrednic să fie adorat. El este vrednic să fie urmat. Este calea pe care Dumnezeu s-a coborât la om și este Iisus Hristos, Fiul și lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru. El a venit să confecționeze o cale prin însăși trupul său, spune cuvântul lui Dumnezeu. A rupt perdeaua din untul templului. Ne-a prezentat și ne-a făcut acces liber la Tatăl prin jertfa lui de la Calvar. A venit în lumea noastră, s-a identificat cu noi. A luat o natură identică cu a noastră, spune cuvântul lui Dumnezeu. Că El este acela care a venit în această lume, astăzi te-am născut, spunea omului Dumnezeu. Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. El a existat dintotdeauna și este oarecum un prezent profetic al lui Dumnezeu în care Dumnezeu cu 1000 de ani înainte de întrupare vedea momentul acela. Vedea momentul acela în care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, va lua un trup, va lua o natură ca noastră, ca să ne poată reprezenta înaintea lui Dumnezeu, printr-o jertfă perfectă înaintea lui Dumnezeu. Și chiar dacă a spus psalmistul cu 1000 de ani înainte, omului Dumnezeu David, despre întruparea Domnului Iisus Hristos, nimic
în toată istoria lumii, n-a putut întuneca, n-a putut opri, n-a putut bloca planul din veșnicia lui Dumnezeu de a ne răscumpăra. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu spune: eu voi vesti hotărârea lui. Despre ce hotărâre este vorba? Este o hotărâre de grațiere, o hotărâre de iertare, o hotărâre în care Dumnezeu a ales să ne răscumpere cu propriul său fiu, să plătească prețul pentru fiecare dintre noi. Închei prin a spune în această seară, la un moment dat în Germania nazistă, în vremea celui de-al doilea război mondial, un bătrân colecționar de artă avea o colecție impresionantă de tablouri semnate de pictori celebri ai vremii. Multe dintre acele picturi erau inestimabile, de o valoare care nu putea fi adăugată. Și la un moment dat veneau în casa acestui om vizitatori, oameni care erau iubitori de artă și admirau acele opere de artă din casa acestui om. Omul acesta avea un singur fiu de 22 de ani și în vremea războiului, la un moment dat, a fost chemat la încorporare și a fost trimis pe frontul din Rusia, partea de est, spre stepele Rusiei. După o lună de zile, cei de la Ministerul de Interne german au venit la ușa acestui bătrân și au spus: domnule, vă informăm cu regret că fiul dumneavoastră a murit ca și un erou pe frontul din Rusia. Ne pare rău. Și-au plecat. Au trecut câteva săptămâni și la ușa acestui bătrân s-a apropiat un tânăr. A bătut la ușă, s-a prezentat, a întrebat cine este și a spus: eu am fost coleg de armată cu fiul dumneavoastră. Am slujit împreună cu el la oaste. Și la un moment dat am fost rănit la șold, undeva între tranșee, și de jos din tranșeu fiul dumneavoastră, cu un curaj nemai văzut, a sărit afară, m-a apucat, m-a tras și când să se așeze și el la adăpost, a fost izbit de un glonț în piept și și-a pierdut viața acolo. În semn de recunoștință, în perioada în care m-am aflat, spunea el, 2 săptămâni la infirmerie, pe o foaie de hârtie cu un creion am schițat portretul fiului dumneavoastră. Și ca un semn de recunoștință pentru curajul, pentru eroismul, pentru afecțiunea pe care el mi-a dat-o și pentru buna educație pe care i-ați dat-o dumneavoastră, vreau să vă înmânez. Și a scos din vestonul lui împăturit, pe o coală albă, schițat portretul fiului. A luat acest portret bătrânul și după ce s-au salutat, tânărul acesta a plecat. Bătrânul a luat portretul, l-a rămat, l-a așezat undeva în centrul casei lui, între celelalte opere de artă. Și la un moment dat, de fiecare dată când veneau vizitatori în casa lui, primul lucru pe care îl făcea bătrânul, îi ducea în centrul casei și spunea: uitați, acesta este portretul fiului, el este fiul meu, care a murit ca erou pe front. A venit momentul în care și bătrânul a părăsit lumea aceasta și s-a organizat o licitație pentru ca acele opere valoroase să fie vândute. Și la această licitație s-au prezentat oameni cu dare de mână, oameni cu bani, care au vrut să pună mâna pe acele opere valoroase. A început licitația și cel care a organizat-o la un moment dat a spus: vom începe licitația cu portretul fiului. Și toți, cunoscând operele din casă, și erau oameni care au mai fost pe acolo, au spus: păi, ce portret este acesta? Au început de la $100, au coborât la 50, 30, 20, 10, 5, oferă cineva $5 pentru portretul fiului. Niciunul, toți râdeau ce-i mâzgălitura aceea. Dar la un moment dat, din spate, un bătrân care era grădinarul a spus: domnilor, eu am slujit în casa aceasta de când mă știu, l-am cunoscut, l-am văzut venind în lume pe acest tânăr, a crescut sub ochii mei, l-am iubit și l-am prețuit. Dați-mi voie că am eu $5 și vreau să iau eu, dacă îmi permiteți, portretul fiului. Și a fost adjudecat și a fost luat de acest bătrân care a fost grădinarul casei. A venit un moment în care s-a încheiat licitația, și cel care a organizat-o a spus cu acest lucru, licitația s-a încheiat. Și oamenii au fost scandalizați, dar el a arătat testamentul și a spus în felul următor. În testament este scris clar: cine are portretul fiului, primește casa și toate celelalte opere de artă. Cu asta, îmi pare rău, licitația s-a încheiat, puteți să plecați fiecare acasă. Uitându-mă la această istorie, găsesc o referință biblică pentru a baza acest adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Ioan vine și spune limpede și clar: cine are pe fiul, are viața. Cine n-are pe fiul, n-are viața, n-are nimic.
Sunt așa de mulți care astăzi, în lumea creștină și necreștin, laică, ar dori să aibă tabloul sănătății, ar vrea să aibă sănătate, ar vrea să aibă fericire, ar vrea să aibă binecuvântare, ar vrea să aibă bogăție, ar vrea să aibă împlinire familiară, socială, ar vrea toate celelalte. Dar se uită și disprețuiesc portretul Fiului, tabloul Fiului. Cuvântul lui Dumnezeu este așa de limpede și așa de clar. Cine l-are pe Fiul, cine îi dă cinste Fiului, cine îl iubește pe Fiul, are viața. Și este atât de exclusiv cuvântul lui Dumnezeu. Într-o vreme a toleranței, într-o vreme în care totul este relativ, în care fiecare cu adevărul lui, cuvântul lui Dumnezeu este exclusiv. Dați-i cinste Fiului ca să nu se mânie, să nu pieriți pe calea voastră. Este o cale care duce la pieire. Haideți în această seară, cei care până astăzi v-ați jucat, ați umblat când într-o direcție în alta, astăzi, înaintea voastră, la răscruce de drum, stă Fiul lui Dumnezeu cu dragostea Lui și cu oferta Lui. Primește-L pe Fiul ca să ai viața și Domnul să te binecuvinteze. Amin. Cât de minunat este, frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu atunci când pentru sufletele noastre
El este cel care este înțeles de noi și cuvântul din această după masă, chiar dacă este din Cartea Psalmilor, care este o carte foarte citată, cunoscută, apreciată și citită de către noi în casele noastre, în călătoriile noastre și în bisericile noastre, pentru că în această carte, pe de o parte, nu numai că ne este relevat din partea Domnului vremurile pe care noi le trăim, dar ne este arătată bunătatea și dragostea lui Dumnezeu și în același timp binecuvântările de care au parte cei care se încred în Dumnezeu. Sunt cei care contează pe ceea ce spune Dumnezeu. Este adevărat că și psalmul acesta, așa cum preciza și Daniel, este cel care vorbește despre zarva aceasta a popoarelor, despre tulburările care pot să fie politice, sociale, economice sau chiar pe un fond al orientărilor religioase ale oamenilor. Desigur că vrășmașul, de cel care aduce stări de conflictuale între oameni, este cel care are mijloacele, instrumentele lui pe care le folosește, însă noi în această dupămasă suntem încurajați de către cuvântul lui Dumnezeu, pe de o parte, descoperim faptul că Dumnezeu este cel care ne prezintă astfel de vremuri, de situații care vor veni, și în astfel de împrejurări, cuvântul Domnului vrea să ne spună nouă să nu ne frământăm. Un prim lucru care aș vrea, pentru că toți avem urechi, toți suntem foarte informați, vrei, nu vrei, telefonul ăla cât e de mic, e o lume în el întreagă. O lume, Domnule, ce vrei și ce nu vrei, totul e acolo la grămadă. Cât e de micus telefonul ăla și știți cum am ajuns? Mi se întâmplă câteodată să plec de acasă, grăbit să ajung undeva și mă învârt roată și mă întorc înapoi și mă întreabă soția, dar de ce ai venit? Am uitat telefon. Mă întors înapoi, că sună cineva, că este o problemă. Nu mai putem fără el. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Atât de mult am ajuns obsedați, posedați. Altădată nu eram așa, nu-l purtam, n-aveam, era totul de casă sau poate nu aveam nici acasă. Iată că lumea este ceea care ne influențează și lucrurile acestea. Pentru că totdeauna mă gândesc, mă sună cineva de la spital, mă sună cineva din altă împrejurare, a murit cineva sau ceva și trebuie să-l am aproape permanent cu mine, doar la amvon nu-l iau. În rest tot timpul e cu mine. Așa am ajuns. Deci suntem foarte informați noi și având în vedere că suntem bombardați cu toate aceste lucruri care vin și majoritatea sunt negative, cele mai multe sunt cele care sunt negative. Dragii mei, într-o astfel de împrejurare, cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta, un prim lucru trebuie să-l reținem noi, este faptul acesta să nu ne îngrijorăm. Să nu ne lăsăm purtați în direcția aceasta a acestor informații, influențe care vin asupra gândirii noastre, acțiunilor noastre și să creeze în noi starea aceea de îngrijorare. Ce-o fi, Domnule? Păi nu ți-a pus Dumnezeu lumea nici ție, nici mie în mâini. E în mâinile Lui. Într-o astfel de împrejurare, cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta ne vorbește nouă să nu ne îngrijorăm, ci să ne încredem în Dumnezeu. Mărire Lui! Când îți ancorezi viața prezentă, trăirea ta de acum și cea viitoare în mâna lui Dumnezeu, dă-mi voie să spun că ești sub protecția lui Dumnezeu. Și nu te penetrează în sufletul tău starea aceasta de frământare, de îngrijorare, până acolo încât să îți ia starea aceea de odihnă, de pace. Omul care se încrede în Dumnezeu este cel care
Îl cunoaște pe Dumnezeu cine este. Are părtășie cu Dumnezeu. Și el este cel care este protejat încrezându-se în Dumnezeu. Uitați-vă în Biblie. Prinși de război ai lui Israel duși în Babilon. Cu câtă încredere în Dumnezeu au trăit acolo și Dumnezeu și-a dovedit suveranitatea și autoritatea lui acolo. Și au devenit niște mesageri ai lui Dumnezeu, încât păgânii aceia au recunoscut că nu este alt Dumnezeu, deși aveau și ei mulți, ca și Dumnezeul lui Israel. Să ne încredem în Domnul, dar dragi frați și surori, să nu fim aceia care să ne lăsăm frământați, buimăciți de cap. În întâlnirile noastre unii cu ceilalți, nu-i rău să discutăm și despre evenimente actuale care sunt, dăm o părere, dar de acolo pășiți mai sus și mai departe în încrederea în Dumnezeu, că toate sunt sub controlul Lui și nimic nu este în afara științei și autorității Lui. Apoi, nu lăsați ca teama. În vremurile acestea, lucrurile acestea care sunt frământarea popoarelor, instabilitate economică, devalorizare, vai Doamne, ce-i cu bani mulți acum, ce-or face? Ce-or face, mă întreb eu? Ce-i cu bani mulți? Măcar or avea înțelepciunea să mai caute săracul? Vor mai avea înțelepciunea să mai facă ceva? Sunt frământați, dragii mei, dacă se devalorizează dolarul, dacă se devalorizează valuta, dacă cu tare și cu tare și așa mai departe. Au de ce să se îngrijoreze, știu, știu și vă compătimesc. Nu voi din adunare, că voi nu sunteți dintre aceia, dar aceia care sunt la nivelul acela, îți de compătimi, dragii mei, că nu mai au odihnă. Noi, ca și popor al Domnului, ca și copii ai lui Dumnezeu, să ne încredem în Dumnezeu și să nu uităm, să nu lăsăm teama să pătrundă în sufletul nostru. Pentru că teama asta e tare periculoasă, e un microb. Ca și microbii, virusii aceștia care atacă trupul uman, care pătrund în organism și apoi îl macină, aduc infecții și aduc tot felul de stări de boală până la moarte. Așa este starea aceasta care poate să vină de teamă pe fondul îngrijorării. Lăsând îngrijorarea, se așterne teama. Și odată cu teama, știți ce se întâmplă? Se duce starea aceea de credință. Începi să te îndoiești. Să ai dubii, ai experiențe cu Dumnezeu. L-ai văzut pe Domnul că te-a vindecat, că te-a ridicat, că te-a binecuvântat, dar știți că în perioada aceasta, cu atâtea frământări, poate să vină starea asta de teamă, dacă lași îngrijorarea, nu te încrezi în Domnul din toată inima ta. Vine starea aceasta de teamă care îți macină credința, îți ia pacea. Și după ce îți ia pacea, îți ia bucuria. Nu mai e nicio bucurie. Ești cel care nu te mai poți bucura de nimic. Ești frământat în continuu și ești tulburat pentru că ți s-a dus pe fondul acesta al temerilor. Ți s-a dus încrederea în Dumnezeu. Fie ca în seara aceasta să înțelegem noi din ceea ce Scriptura ne învață, că încrezându-ne în Dumnezeu, noi suntem cei care suntem protejați de Dumnezeu, apărați de El. Dar nu numai că El ne apără, și este un lucru extraordinar de important să fim apărați de Dumnezeu, dar noi suntem cei care avem pace, avem bucurie, avem starea aceea de liniște în orice împrejurare ne-am găsit și vești care ar veni, dragii mei. Știm că Dumnezeu veghează, știm că Dumnezeu este atotputernic, știm că El guvernează peste lumea văzută și împărații, zice, așa cum zicea Daniel, ca și praful de pe cumpănă, contează ei când coboară găleata sau se ridică găleata? Nu contează ei. Contează mâna omului care o coboară și o ridică. Așa este mâna lui Dumnezeu.
El ridică și El coboară. Slăvit să fie numele Lui. De aceea cuvântul din această seară pentru noi, în mod special, este cel care ne sesizează de influențele care pot să fie, să vină spre sufletul nostru negative, dar cuvântul în mod deosebit este cel care ne îndreaptă privirea și să ne ancorăm în Dumnezeu. Că El este Cel care poartă de grijă, ne păstrează bucuria, pacea, dar nu numai atât. Dragii mei, situația prin care trece omenirea la ora actuală este o situație, într-adevăr, pentru generația noastră, noi n-am mai trăit așa ceva. Noi, în generațiile noastre, chiar și cei mai vârstnici, 70, chiar 80 de ani, n-am mai trăit astfel de situații, de încleștări, cum este situația la ora actuală. Și lucrurile acestea, într-adevăr, că sunt cele care, cel rău prin ele, transmit săgeți de îngrijorare. Transmit așa niște grenade, aș putea să spun, de teamă spre sufletele oamenilor. Dar nu numai atât, situațiile acestea duc la segregări sociale, adică rupturi sociale, despărțiri între oameni. Se situează oamenii care până ieri au fost prieteni, au colaborat, au fost în tabere diferite. Situațiile acestea globale care sunt la ora actuală aduc starea aceasta de segregare socială, în care este promovată mânia, ura, răzbunarea. Lucruri de felul acesta, chiar uciderea și moartea, și vor aduce stările acestea de conflict în războaiele acestea care sunt la ora actuală, ele se vor extinde. După Scripturi, este vremea când se vor extinde și nu se vor limita la atât. De aceea vă aduc înaintea voastră în seara aceasta un cuvânt nu de la mine, ci de la Domnul. Nu vă îngrijorați că trebuie să se întâmple. Nu lăsați teama că a spus Dumnezeu lucrul acesta. Noi suntem chemați să ne încredem în Dumnezeu. Pentru că cei ce se încred în Dumnezeu, scump frați și surori, sunt cei care sunt protejați. Sunt aceia care au bucurie, au pace în inimă, au liniște, au siguranță, merg la serviciu, se bucură de familie, se bucură de munca lor, de școala lor, privesc spre înainte cu încredere și orizontul lor nu e limitat la azi, ci orizontul lor este mult mai larg în Dumnezeu, care este etern. Și știți ce ne dă nouă lucrul acesta, această încredere, pe lângă ceea ce enumeram? Dragii mei, în ciuda acestei segregări sociale, încrederea în Dumnezeu este cea care unește poporul Lui. Îl unește, îl leagă împreună, îl adună împreună. Noi nu suntem în necunoștință, zicea Domnul Iisus, cât privesc vremurile acestea. Noi suntem fii ai luminii. Mai suntem fii ai întunericului să bâșbâim, ce suntem fii ai luminii îndată ce l-am primit pe Hristos și știind aceste lucruri, frați și surori, să strângem rândurile. În rugăciunile noastre, în slujirea noastră, în trăirea noastră, prieteni dragi care sunteți aici sau care au zis cuvântul lui Dumnezeu, ce oare, ce trâmbiță ar trebui să mai sune pe pământ? Ce trompetă ar mai trebui să folosească Dumnezeu pentru trezirea oamenilor ca să vină la mântuire? Oare nu sunt sunetele acestea care se aud acum? Uragane și alte lucruri, războaiele acestea și multele nenorociri care sunt în lumea noastră și care se întețesc cum n-au fost niciodată. Ce-ți spun asta ție? Frate, soră, ne cheamă la unitate în Hristos.
Ne cheamă la o părtășie binecuvântată, pentru că aceștia, dragii mei, sunt cei care se încred în Domnul, sunt fericiți. Și dacă aș pune o întrebare, dar nu o pun, dar dau răspunsul, sunt conștient că toți dorim să fim fericiți. Iată în ce stă fericirea. Nu repet lucrurile care ne fură. Fericirea adevărată stă în a te încrede în Dumnezeu. Al cunoaște pe Domnul, a te încrede în El și a rămâne lângă El. Ai făcut multe gafe și am făcut multe greșeli în viață. Fiecare dintre noi, dar suntem fericiți că Domnul ne-a păstrat. Și suntem aici pentru că ne încredem în El. N-am venit aici nici la spectacol și nici pentru alte interese. Ne-a adus încrederea pe care noi o avem în El. Și în seara aceasta, bunul Dumnezeu este Cel care din nou ne transmite acest mesaj. Încredeți-vă în mine și dacă vă veți încrede în mine, veți fi fericiți. Fie binecuvântarea Domnului peste noi. Amin. Să ne ridicăm, să venim cu rugăciune înaintea Domnului și aș vrea să ne rugăm. Să ne rugăm ca Domnul să stingă focarele acestea, să fie Cel care să intervină știind că voia Lui se face. Fie dar ca această cale și voia Lui să se facă în toate privințele. Fie ca Domnul să fie protecția noastră a tuturora, să ne rugăm pentru aceasta. Domnul să ne păstreze pacea și bucuria din suflet și Domnul să ne ajute să ne încredem în El din toată inima, cu toată puterea. Și astfel să fim fericiți și binecuvântați. Cu toții ne rugăm. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Părintelui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt, să rămână cu fiecare dintre noi până în veșnicii. Amin. Vă rog să reocupați locurile doar pentru câteva momente. Lui Dumnezeu îi mulțumim pentru harul vieții, al mântuirii și al părtășiei din această seară, de aici de la Elim. Vă binecuvântăm în numele Domnului, frați, surori, prieteni și oaspeți ai casei Domnului. Și Dumnezeu să răsplătească osteneala fiecăruia și să ne ajute pe noi toți, ca în vremurile acestea, să rămânem încrezători în Dumnezeu. Pentru că El a fost, este și va rămâne purtătorul nostru de grijă și fericirea noastră de plină. Fie numele Lui binecuvântat în veci. Amin. Cu pacea și binecuvântarea Domnului, vă dorim o seară binecuvântată și liniștită și ne revedem din nou.
așa după cum a fost anunțat orarul serviciilor în perioada următoare. Cu pace și liniște, adunarea este liberă. Biblia spune că credincioșia lui ține din generație în generație. Ce face de săvârșit, ce încep duci la bun sfârșit. O, Tată, Tu ești credincios, Tu ești credincios, m-ai convins cu iubirea Ta, Tu ești Doamne.